Capitolul 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia, când zice: Iată glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un breu de curea. El se hrănea cu lăcustă și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: Pui de năpârd! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți, dar, roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: Avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci, orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge griul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, pogorindu-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.